Astăzi, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Mara Mureș au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară emis de judecătoria Baia Mare pentru un imobil situat în orașul Fărcașa. Un bărbat a intrat în vizorul oamenilor legii, fiind suspectat că deține o crescătorie ilegală de câini periculoși, au precizat oficialii Inspectoratului de Poliție a județului Mara Mureș. Activitățile polițiștilor au vizat un bărbat de 34 de ani din Baia Mare, care ar fi avut amenajat în locația menționată un țar unde ar fi crescut și înmulțit exemplare canine prevăzute la articolul 1 din OUG 55 din 2002, privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi. În urma verificărilor efectuate la imobilul de pe strada Luceafărului, polițiștii au identificat 44 de exemplare canine de diferite rase, din care 16 exemplare canine metici de pitbull, despre care există bănuiala că i-ar fi înmulțit în vederea comercializării. O parte din câinii periculoși identificați de polițiști au avut și urechile tăiate, au precizat reprezentanții IPJ Mara Mureș. Astfel de intervenții chirurgicale asupra animalelor sunt interzise și sancționate de lege. De asemenea, asupra 12 exemplare au fost efectuate intervenții chirurgicale de modificare a aspectului unui animal, în alte scopuri decât cele curative, respectiv cuparea urechilor. Căței au fost examinați de către medicii veterinari. În continuare, polițiștii efectuează cercetări pentru probarea întregii activități infracționale sub îndrumarea parchetului de pe lângă judecătoria Baia Mare, sub aspectul comiterii infracțiunilor de intervenții chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau alte scopuri necurative și importul sau comercializarea câinilor prevăzuți la articolul 1 litera A din OUG numărul 55 din 2002 republicată privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.